Ați văzut fructe cu pipier? Eu cred că e bun. Mie îmi place pipierul. Eu cred că nu. Da, tot toate ceapa. Prea multă ceapa am pus. Ridichea. Acum, ce am eu aici? Ah, cocos. Oh, cocos cu roșii. La Laura, combinația de sărat cu dulce de obicei se asociază cu voma. Încă mesticam. Salut, prieteni! Salut! Bine ați venit pe canalul nostru și astăzi eu cu Laura voi face o provocare care se numește Salată Challenge. Noi aici pe masă avem foarte multe fructe și foarte multe legume și avem zahăr, sare, cocos, piper, avem iaurt dulce cu ciocolată, avem smântână și o să încercăm prin tragerea la sort să ne facem câte o salată. Probabilitatea să se primească salata mea bună sau a Laurii este practic nulă, dar există acolo un procent din 100 că poate la cineva să nimerească doar fructe, la altcineva doar legume și respectiv sare, piper, smântână și la altcineva tot ce-i dulce. Deci eu zic să începem, Laura. Hai. Și în ce constă provocarea noastră? Noi vom extrage, vom face salata și numai decât va trebui să mâncăm măcar câteva linguri din ceea ce o să ne iasă. Eu bine. Posibil să se primească ambele salate foarte oribile, dar vedem. Deci doar extragem, punem ingredientele la o parte și apoi o să filmăm de aproape cum facem salata de pe jur. Bine, da? Da, hai eu prima. Hai tu prima. Primul ingredient și mi-a picat, vreau salată sărată. Zahăr! Cu zahăr! Deci Laura trebuie să se stăre să-i pice toate fructele, da, și iaurtul dulce. Hai să vedem ce mi-a picat mie. Banane! Ok! Așa, ce ți-a picat ție? Nu, pe urmă zic să le luăm, nu? Acum? Păi nu, toate să fie la o parte. Ok, zahăr, ție banană. Mie banană, ca apoi repede bine, o să facem bine, salata. Bine, gata. Așa. Așa, extragem. Următorul. Suspans. Castravete! Castravete cu zahăr. Scârbos. Poate să fie bun? Nu, să ai gust de castravete stricat. Iaurt dulce. Banană. Iaurt cu banană și cu ciocolată, wow, okay. Ce gustos! Da, până nu-ți pică, nu știu, roșii. Ceapă, eu ceapă în alea. Eu, așa, eu am ceapă! Ceapă la mine nu scrie. Cu zahăr? Da, n-aveți idee, prieteni, cât de tare la noi aici miroase ceapă. Ceapa acoperă toate mirosurile. Cu siguranță. De la fructe și de la legume, deci... Toată casa noastră miroase ceapă. Eu am ales, dar nu mă uit. Portocale! Dar de ce la tine momentan e bună? Dacă am mai mult noroc. Dacă am prea mult noroc. Hai să vedem că dacă îmi pică piperul. Ardei. Ardeiul e dulce. Oricum e scârboasă deja ce am eu. De ce? Că am zahăr. A, că ai zahăr, dar vedeți că e bine. Da, mai puțin castravete, ai ardei. Dacă îți mai pică și smântâna, băi, dar dacă îmi pică mie smântâna, la tine salata o să fie... Uscată. Da. Așa urma fără sos. Hai să vedem. Ce? Piper? Dar ce? O să știi că unii oameni mănâncă dulciuri piperate. Da? Adică se practică, așa că nu... Astăzi o să mănânc și eu, dar eu nu sunt din categoria lor. Mai departe, kiwi! Kiwi! Super! Deja salatele noastre s-au amestecat și sunt cam... Nașpa ambele. Cam nașpa ambele, dar să vedem ce o să iasă. Hai... Cocos, cine a mâncat cocos cu piper? Dar nu-mi place, nu mai vreau, nu-i cinstit. E cinstit, doar că am piper. În rest totul e bun la mine. Sare!
Sare, hai că... Poate să contrabalanzeze. Sare cu zahăr. Unde-i sare? Sare. Să știi că pot că mâncare, morcovul ăla... Da, îi pui și zahăr. Îi pui și zahăr și la marinat. Morcov chinezesc. Corean. Da? Corean. Corean. Ce te râzi? Mer. Deci la mine salata va fi dulce din fructe, doar că va avea piper. Da, da, să știu, eu am și kiwi. Am și kiwi. Oricum o să-mi pici ceva, Iurea. Smântână, nu o să fie uscată! Ai noroc, Laura, să știi că o să ai ceva gustos. Da! Posibil. Hai să nu ne bucurăm înainte de timp. De termen, da? Așa. Hai. Hai, hai. Nu am înțeles de ce. Eu am luat. Da, a, da, încă tu ești înainte cu una. Nu, eu... Am înțeles. Roșie. Roșie. Dar roșie tot e fruct. Da. Da. Și mai dulce, mai dulcie, deci mi-a mers. Mandarine! Mandarine! Aaaa! Cu ceapă și ne-am mâncat. Și asta cred că e mea. Da, asta e aceasta. Ridiche? Asta este ridiche, nu știu dacă cineva din voi a văzut astfel de ridiche. Ridiche, noi avem un fel de ridiche... Crescut acasă. Da, din asta verde, microgreens. Ridiche fără ridiche. Ridiche, frunze de ridiche. De ridiche, dar e verde. Hai, Laura, să facem salata, eu propun tu să o faci prima. Bine. Așa, prieteni, bine ați venit la lauravrabieculinar.com. Nu, toate. Toate? Tot. A, bun. Așa, dar nu-mi strica Laura Vrabie. Așa, cascavete, mandarină, ceapă. Da, tot. Toate ceapa, prea multă ceapa am pus. Păi spus că tot. Da, da, tot. Mă faci confuză. Am pus să fie... Kiwi. Eu. Hai că arată bine. Iaurt. Nu iaurt, smântână. Smântână, smântână. Tu ai iaurt dulce. Eu am iaurt dulce, dar bine că ne-ai picat la ambele ceva. Foarte bine. Ardei. 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 Sare. Sare. Tot, nu? Da. Sare, oi, dar cât zahăr ai pus tu aici? O linguriță. Un pic prea mult. 10 grame. Toarnă-le. No! Eu presupuneam că erau să fie cu fructe. Oh. Hai, mistică. Ah, ok. Vai, dar arată bine, doar că sunt sigură. Dacă n-ai ști ce e aici, arată ca o salată bună. Nu, dar am mai făcut o provocare de genul pe canalul lui Betty și toți au combinat produse care pareau să nu fie gustoase, dar până la urmă a fost bun. Mimica Laurei demonstrează că nu, nu miroase bine. Nu miroase. Hai acum să fac eu salata. Sigur, da, hai. Deci, prieteni, eu încep cu portocala. Super! Mărul. Așa! Dacă am multe fructe ai tu. Eu am foarte multe fructe. Am banană. Mărul și banana s-au oxidat deja. Așa. Nimic. Așa. Să le presărăm cu... Ați văzut fructe cu piper? Eu cred că e bun. Mie-mi place eu piperul. Cred că nu. Mie-mi place piperul pe orice. Da, mie nu. Roșii, care... Roșii, tot îmi place piperul. Pe ce trebuie să fie piper? Uitați-vă ce bine arată, ce de colorat. Da. Ridichea? Ridichea. Până toată, nu? Păi tot o pun, dar o aranjez așa frumos. Mamă, ce bine arată. Bine arată, ridichea. Acum, ce am eu aici? Ah, cocos! Oh, cocos cu roșii! Doamne, zici că arată ca la un restaurant din ăla super scump. Și uite aici câte ciocolate am... Stracciatella. Da, am în acestea urt. Pune tot peste roșii și piper. Ciocolate peste vai, piper. Vai, cât de bine arată! Am focusat așa pe plan mare, vai! Foarte frumos și acum să amestecăm. Ia miroase-o și spune reacția ta. Oh, ce frumos! Da! Vezi că piperul e dedesubt acum și nu prea miroase, roșiile tot nu prea miros.
ridichea tot, în cazul dat nu știu de ce nu miroase. Și miroase a fructe, a cocos, a ciocolată. Ne așteaptă aventuri după acest clip. Da. Hai acum să fixăm camera și să gustăm. Da. Și acum, prieteni, am ajuns la partea cea mai importantă din videoclip. Trebuie să gustăm salatele noastre. Mie, de exemplu, îmi place cum arată a mea. Ambele arat foarte colorat. Foarte colorat. Foarte complex și foarte colorat, doar da. Că... Păi îți dai seama, am pus aici și câte 8 ingrediente. Adică e destul de complexă salata. Da. Și după mine arată destul de bine. Mă gândeam să pun și sos de soia din ăla și ulei. Serios? Dar am zis că stric prea tare salata. Lasă și am lăsat așa. Hai să gustăm. Hai gustă tu. Da, de ce? Vrei eu? Las, las. Hai tu. Tu ai făcut-o prima. O, ce mare îmbrăilată. Are gustul leacă de stricat. O leacă? Da, adică când creierul nostru nu înțelege de ce și sărat și dulce în același timp, se gândește că e stricat. La Laura, combinația de sărat cu dulce de obicei se asociază cu goma. Încă mi-a stricat, mă. Ida, eu cred că reziști că sunt legume și fructe. Uh-huh. Hai să gust eu. Măstărul se iau din toate. Păi și am luat din toate. Nu spune că e bună. Ei, Danăcică. Roșia e dulce. Șpierul se simte, dar așa, nu tare. Dar ridichea? Ridichea tot îi dă așa o nuanță plăcută. Sincer, parcă e salată de fructe. Eu totuși sunt câștigătoare. Ia tot da. Să gust imediat. Da, la mine nu pot să zic. E ciudată, dar nu pot să zic că e salata vieții mele și ca să-mi fac mai târziu să mănânc. La mine e o salată dulce, parcă aș fi din fructe, dar când mi-ești mai mult, simți piperul și ridichea. Asta e o și roșie și de asta și o banană. Roșie nu se simte. Dar vreau banană. Ei, las că... Iată. Vreau să gust de toate, știi? Și ridichea, iată cum stă. Da, da. Mi se vezi că o să-ți plac. Da, ta e mai acceptabilă. Nu chiar e bună. Eu, mânca... eu pe asta sigur o mănânc toată. Da, da, eu gust-o pe mea. A ta, al mama chiar e bună. Parcă e salată de fructe. Mhm. Cu piper. Nu deloc n-am simțit piper. Se simte. Hai, dă să iau de toate. Nu știu, sper că am luat de toate. Arată foarte bine. Arată, da. Hai să încerc. Exact. O scârboșenie totală. Da, nu știu, de ce azi am avut ghinion. Totuși nu e bună salata dulce cu zahăr, cu sare. Cu sare, zahăr, sare, castraveți. Kiwi. Ardei. A mamei chiar s-a primit gustoasă, deci eu cred că mama este câștigătoare în acest challenge. Eu sunt sigură. Deci, prieteni, eu sunt sigură că eu am câștigat în această provocare, deoarece salata mea s-a primit mai gustoasă. Laura recunoaște acest lucru. Voi trebuie să ne credeți pe cuvânt. N-aveți de ales. N-aveți de ales, dar asta e adevărat. Într-adevăr, la mine s-a primit mai gustoasă. Eu am avut cinstit. Eu am avut noroc astăzi un pic mai mare decât Laura. Dar cam des tu pe canalul ăsta ai noroc, ai observat? Păi canalul meu... Dar eu cam des când mă filmez aici, ori mănânc punct ceapă, ori mănânc salat scârboasă. Da, 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 dar și eu. Tot. Ei, și tu, da. Așa mi s-a format impresia mie. Da. Da, îți pare așa. Oricum, prieteni, dacă v-a plăcut provocarea noastră și vreți ca eu cu Laura și cu Betty să mai facem provocări pe acest canal, dați-ne like la acest videoclip, abonați-vă la canalul Laura Vrabe, la canalul Betty Club, la acest canal și ne revedem în videoclipul următor. Pa, pa! Pa!